Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, Piramida. Vom vorbi despre piramidă, tetraedru, descriere, elemente, reprezentare, desfășurări. Denumirea unei piramide este dată de tipul poligonului de la bază. Dacă baza este un triunghi, se numește piramidă triunghiulară sau tetraedru. Elementele unei piramide sunt următoarele. Vârful piramidei, care în cazul nostru a fost notat cu punctul D. Vârfurile bazei, la noi sunt ABC, a fost marcat vârful B. Muchiile laterale sunt AD, BD și CD. Noi am marcat pe desen muchia laterală DB. Muchiile bazei sunt AB, BC și AC. Am marcat muchia AB ca muchia bazei. Fața laterală marcată de mine este DCB, dar fețe laterale mai sunt și DAC și DAB. Înălțimea piramidei este DE și baza piramidei este fața ACB. Putem observa, deci, că într-o piramidă triunghiulară avem 6 muchii, 3 muchii laterale și 3 muchii ale bazei și 4 vârfuri. De asemenea, dacă toate muchiile sunt egale, atunci tetraedrul este regulat. Piramida care are baza un patrulater se numește piramidă patrulateră, iar cea care are baza un hexagon se numește piramidă hexagonală. Elementele sunt la fel ca și la piramida triunghiulară și anume, au câte un vârf, au vârfurile bazei, au muchii laterale, au muchiile bazelor, au înălțimi, au bază, au fețe laterale. La piramida patrulateră observăm că are 8 muchii, 4 muchii ale bazei și 4 laterale și 5 vârfuri. La piramida hexagonală observăm 12 muchii, 6 ale bazei și 6 laterale și 7 vârfuri. Putem concluziona, deci, că o piramidă cu baza un poligon cu n laturi are 2 n muchii și n plus 1 vârfuri. În acest clip putem observa desfășurarea în plan a unei piramide triunghiulare, a unei piramide patrulatere și a unei piramide hexagonale. Prima problemă pe care vă propun este următoarea. Se consideră piramida triunghiulară MATE. O pupuruză a zburat în vârful A. S-a plimbat pe toate fețele laterale ale piramidei, întorcându-se în cele din urmă, tot în punctul A. Care este lungimea minimă a drumului parcurs de buburuză? Știind că piramida este triunghiulară, muchiile laterale sunt egale cu 8 cm și unghiul din vârful fiecărei fețe laterale este de 40 de grade. Pentru început, să vedem o traiectorie posibilă a buburuzei pe fețele laterale ale piramidei și apoi vom afla drumul minim. Pentru aceasta vom scoate în plan fețele laterale ale piramidei, care sunt triunghiurile isoscele MAT, MTE și MEA1. De ce A1? Am notat așa pentru că reprezintă o altă poziție a punctului A. Drumul minim va fi lungimea segmentului AA1. Pentru a-l determina, o să construim MH perpendicular pe A1. Știu că MA și MA1 sunt egale din ipoteză, deci triunghiul MA1 este isoscel și atunci MH va fi mediană și bisectoare. Fiind mediană, AH va fi jumătate din A1 și unghiul AMH va fi jumătate din AMA1. Dar unghiul AMA1 este compus din AMT plus TME plus EMA1, adică este de 40 de grade ori 3, adică 120 de grade, deci unghiul AMH este de 60 de grade.
Deci, între unghiul MAH, unghiul AHM este de 90 de grade și putem aplica sinusul unghiului AMH. Sinusul este cateta opusă, adică AH, supraipotenuză, adică supra AM. Deci rezultă că sinus de AMH este sinus de 60 de grade, adică radical din 3 pe 2, egal cu AH supra 8. Asta înseamnă că AH va fi 8 radical din 3 supra 2 cm, adică 4 radical din 3 cm. Deci drumul minim parcurs de buburuză ar fi A1, care e de 2 ori AH, adică 8 radical din 3 cm. Dacă ne propunem să aproximăm acest drum, vom introduce 8 sub radical și obținem radical din 8 la a doua ori 3, adică radical din 192 cm, deci aproximativ egal cu 14 cm, pentru că folosim faptul că radical din 196 egal cu 14. Problema a doua. Maria este o elevă de clasa 8-a crescută de bunica sa. Doamna profesoară de matematică le-a vorbit despre efectul de piramidă și despre proprietățile curative ale apei de piramidă. A fost foarte fericită că poate face ceva pentru a îmbunătăți starea de sănătate a bunicii, așa că s-a decis să construiască o piramidă cu dimensiuni proporționale cu cele ale piramidei lui Cheops. Piramida 4 lateră va avea muchiile laterale de 38 cm, baza este un pătrat cu muchia de 40 cm și cana cu apă trebuie așezată pe înălțime la o treime de bază. La ce înălțime va fi așezată cana? Construim EF perpendicular pe planul ABCD. EFA, EFB, EFC și EFD sunt incluse în planul ABCD. Rezultă de aici că EF e perpendicular pe EFA, pe EFB, pe EFC și pe EFD. Atunci, triunghiurile EFA, EFB, EFC și EFD sunt congruente pentru că unghiul EFA este de 90 de grade și este egal cu EFB, cu EFC și cu EFD. EF este latură comună și EA egal cu EB, cu EC și cu ED. Deci cele patru triunghiuri sunt congruente conform cazului catetă ipotenuză. Rezultă din congruența triunghiurilor că EFA egal cu FB egal cu FC egal cu FD. Rezultă că F este centrul cercului circumscris pătratului ABCD. Deci F este punctul de intersecție al diagonalelor. Rezultă că F va fi jumătate din diagonală, adică el radical din 2 pe 2, deci 40 radical din 2 pe 2, adică 20 radical din 2 cm. Și în triunghiul EFA, care are măsura unghiului EFA de 90 de grade, se aplică teorema lui Pitagora și EF pătrat este EA pătrat minus AF pătrat. Deci este 38 la pătrat minus 20 radical din 2 la pătrat, este 2 ori 19 la pătrat minus 2 ori 10 ori radical din 2 la pătrat, îl dăm factor pe 2 la pătrat, pe lângă 361 minus 200, adică 4 ori 161. Rezultă că EF va fi 2 radical din 161 cm și rezultă că GF este 2 radical din 161 pe 3 cm. Fiind o problemă practică și Maria trebuie să găsească înălțimea la care să așeze cana, încercăm să aproximăm pe GF. Pentru a-l aproxima, vom introduce 2 sub radical și atunci GF va fi egal cu radical din 644 supra 3.
Vom folosi faptul că 25 la a doua este mai mic decât 644, mai mic decât 26 la a doua. Extrăgând radicalul înseamnă că 25 e mai mic decât radical din 644, care e mai mic decât 26. Deci 25 supra 3 mai mic decât 640, radical din 644 pe 3, mai mic decât 26 pe 3. Și atunci, GF, care este radical din 644 pe 3, va fi mai mare decât 8,33 și mai mic decât 8,66 cm. Pentru a exersa cele învățate, vă propun următoarele exerciții. 1. Determinați numărul de muchi ale unei piramide cu 7 vârfuri. 2. Construiți din carton o piramidă patrulateră și încercați să descoperiți o desfășurare în plan a piramidei alta decât cea prezentată în acest material. 3. Determinați raza cercului circumscris triunghiului determinat de centrele de greutate a 3 din fețele tetraedrului regulat de latură L. Atât pentru astăzi. La bună vedere!